Bună, suntem Rosana și Ioan și împreună am avut aproape 300 de kilograme. Aproape 300. La 275 ne-am oprit. Ne-am speriat când era să cădem cu liftul. Apoi eu am slăbit 70 de kilograme. Iar eu 40. Și vă vom spune cum. Dacă mă întreb cum am ajuns de la un pic peste 50 de kilograme până la 147, o să-ți răspund sincer că fără să-mi dau seama. Să le dau jos însă am simțit fiecare kilogram. Până la 20 de ani eram genul de copil slăbănog de care fac mișto prieteni și pe care vor să hrănească adulți. Apoi, până la 25 de ani, m-am dezvoltat într-o femeie ca oricare alta. Aveam în jur de 65 de kilograme la 1,76 înălțime. După, însă, lucrurile s-au schimbat. Am început să mă îngraș câte un strop în fiecare lună și, în același timp, meseria mi-a ocupat din ce în ce mai mult timp. Lucram non-stop, aveam un program haotic și kilogramele se tot adunau. Am tras până am ajuns la un burnout, care nici el nu a ajutat în problema greutății. Vă sună cunoscut? Și peste toate acestea am aflat mai târziu că și tiroida a început să-mi dea rateuri. După burnout, am renunțat să mai stau tot timpul în casă și am început să ies în aer liber. Fizic însă, eram o legumă. Îmi devenise dificil să urc până la etajul 1. Viteza mea de plimbare însemna de fapt să mă depășească toată lumea, iar traseele scurte pentru alții erau pentru mine un efort semnificativ. Mersul însă m-a ajutat enorm psihic, așa că ieșeam zilnic să mă plimb. Ieșeam în fiecare dimineață, atât de devreme, încât ajunsesem să mă cunosc cu bătrânii care și-au regulat să-și facă și ei mișcarea în jurul lacului din Iore. Eu mergeam, iar unii dintre ei, deși erau cu mai bine de 30 de ani mai în vârstă, alergau. Nasol moment, nu? Ei bine, nu l-am simțit așa. Începusem să slăbesc, să mă simt mai bine și să am o țintă. Eram pe drumul cel bun și asta era cel mai important. Pentru o scurtă perioadă am apelat și la ajutorul unui nutriționist. M-a ajutat să mai fac un pas în direcția corectă. Am înțeles importanța alimentației, am înțeles cât de mult trișam, crezând că mănânc puțin, dar de fapt ciugulim periodic câte ceva. Pas cu pas, la propriu pas cu pas, am reușit să dau jos un pic peste 20 de kilograme. Și apoi a urmat o bună perioadă de platou, una în care nu înțelegeam ce fac greșit și de ce nu mai slăbesc. Am început să merg la sală, dar și acolo doar 50% din timp mi-l ocupam cu antrenamentele cu greutăți. În rest, evident, mergeam. Doar că de data asta am început să merg pe banda înclinată și pe scară. Am început să măresc distanțele și a funcționat. Am depășit platoul. Slăbeam din ce în ce mai mult. Acum puteam să ies să mă plimb și să nu mă mai depășească toată lumea. Nu mai eram cel mai lent om din parc. După o bătălie care a durat vreo 2 ani, cu suișuri și coborâșuri în materie de kilograme, în sfârșit aveam în fața ochilor prima etapă, una la care doar visam să ajung, să văd pe cântar doar 2 cifre. Cu un pic de ajutor, mi-am stabilit și dieta care avea să mă duc acolo. Un deficit caloric realist și o dietă pe care să o pot susține, 1500 de calorii pe zi. Fără să mai trișez de data aceasta, am atins 99 de kilograme. A fost o adevărată sărbătoare și un impuls enorm de a merge mai departe. Și să merg și să tot merg. Am ajuns să merg câte 10 km în fiecare zi și vârful de peste 20. Rezultatul a fost un minim de 75 de kilograme. Asta până să vină molima și să mă dea un pic înapoi. Acum am 79 și vreau să fac următorul pas către ținta mea de a avea o viață sănătoasă. După sport și dietă, cu ajutorul canalului de YouTube, vreau să văd unde pot ajunge.